Viitorul parc eolian de la Ruginoasa începe să prindă contur. Până în momentul de față au fost instalate două eoliene, iar în următoarea săptămână sunt prevăzute alte transporturi agabaritice care pleacă din Agigea, Județul, Constanța și ajung la Ruginoasa. Parcul din Comuna Eșeană se va întinde pe o suprafață de aproximativ 23 de hectare. Centrala electrică eoliană va avea o putere instalată de 60 de MW și odată finalizată va livra o cantitate considerabilă de energie în sistemul energetic național, aproximativ 150.000 de MW de pe an.